fulger acum. Dă-te, că te fulgeră. E un nor. Avem un nor în tavan. Ce facem? Ne-am avut tavanul. Și ordinea în societate se obțin numai prin desăvârșirea interioară a individului și prin supunerea acestuia instituțiilor statului și conducătorilor lui. Realizarea acestui ideal al desăvârșirii se face prin perfecta cunoaștere. Bună tuturor copiilor! Azi o să vă citesc o poveste. Și eu sunt Stefan. Chiar dacă nu știu să citesc, ascult. Se poate lăsa în jos. Acum, plasemina este gata. Dă-mi o parte. Da. Nu. Nu scoate. Nu. Acum pot. Știu. Ia. Ia. Unde e? Așa? Wow, urc în sus! Țara alături de greci. Cultura greacă și elenistică. Descrierea unui templu, descrierea unei sărbători, educația, statutul femeii. Idei cheie. Grecii au pus bazele multor științe moderne. Istoria, matematica, fizica, astronomia, filozofia, geografia, etc. Ce faceți noi acolo, mami? Codul! Race! Darius, ia zi! Reci! Ia, reci! Vreau un duce! Ia pe el, hai, Darius, haide, mami! El se învârte. Hai, Darius, mergi, mami! Hai, vină la mami, ia, vină la mami, ia. Mișcă de volan, mami. Ține maxim el. Oh! Dau niște informații din când, unde, cum, de ce, unde este. Haideți să începem, băie și fete. Unde este curentul? El Nano. Wow! Curentul El Nano este un fenomen climatic în vas periodic, cu apariție în sistemul oceanografic și meteorologic Pacificului
ecuatorian. Wow! El provoacă diferite schimbări climatice de-a lungul coastei occidentale din Peru și Ecuador, provocând secete, musoni, ploi, torențiale, etc. Numele face referire la copilul Isus, deoarece curentul începe... Deci, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 este egal cu 6 plus 6. Plus 6 este egal cu 6 plus 6 este egal cu 18, cu 12, pardon. Plus încă 6 este egal cu 18. Adică 3 intră în 12, în 18. De 6 ori. Dar îți mai vrei ketchup? Da. Bun, ketchup-ul? Da. Cum se găsește? Ia uitați ce drăguț! Uitați în cățeluș, că nu-și mișcă căpșorul. Ei, unde am și-am pantalon? Unde mă duc? A, da. Domnule tată, clapte sau picioare? Vreau să vă zic ceva. Ce? Du-te, zurbesc. Cum se zice la voi? România. Faci pe silabe. Bine, la revedere, ne revedem în episodul următor cu mai multe. Bine, ne vedem cu mai multe episoade. Ați înțeles? La revedere, ne vedem în episodul următor. Povestim despre Brazilia. În zona aceasta nu exista nimic. Deci, imaginați-vă că acest lucru este plat. Dumnezeu a creat cerul și pământul. Restul a fost fabricat în China. Bună, în prima zi la școală, foarte agitat, profesorul îl vede așa nervos și îl întreabă. Ce ai, Bulă? De ce ești așa de nervos? Păi se poate, doamnă profesoară, vreau să scriu clasul de ce... Astăzi am cumpărat... brânză... Să fiți iubiți și iubite! La revedere! Ne vedem în episodul următor din Rata Succes!
trage în mine. Așa că vi-l ofer eu dumneavoastră ca să vă poate de amuzament și de companie. Să vă ajut și pentru suflet. Ciu! A ajuns acolo? Încerca și ai ajuns acolo? Bravo!